Pe 15 februarie se împlinesc 110 de ani de la nașterea lui Andrei Lupan, academician, publicist, traducător și fost președinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova. Cu respect și recunoștință pentru activitatea sa, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a fost organizată o expoziție aniversară dedicată scriitorului. Din amintiri lipsite de contur, dar vino ca neliniștea oricând, cu ochii năpădiți de clar obscur, cu părul peste vreme fluturând. Expoziția cuprinde circa 130 de documente, volume de versuri, cărți pentru copii, publicistica din creația timpurie și scrierile sale publicate în diferite perioade, articole despre protagonist. Așadar, printre acestea se regăsește primul volum de versuri, poezii, din 1947, antologia scriitorii Moldovei sovietice, intrarea în baladă, frate al pământului și multe altele. Măi, stărăboiu mai fost în sat la noi, dar stă-i un chip să spun și ție să vezi tu, ninuna ție, că în sat mai fiște care de la mic și până la mare, s-o era de așa întâmplare. Și din și tătă prișina, îi tăma lelea grătina. Dar care grătina acolo? Cum n-o știi pe grătina lutănasă? Păi una grasă cu o desiatcă de copii. Casa lor e pe aproape din zvor unde e drumul încărjoiet și scoboară înspre mare mai la deal de sel soviet. Mai de ună zi să iei din casa, dar în grădină, când din drum o strigă unul. Scopul expoziției este de a promova personalitatea omului de cultură, cetățeanului și figurii emblematice pentru peizajul basarabian-pozbelic. Susțin organizatorii expoziției. Cuvântare Andrei Pauș Lupan. Tovarăși, trebuie să ne deprindem că trăim în altă vreme. Trebuie să ne deprindem că ești dator să judeci, că ești dator să stai și să acționezi conform convingerii tale și înțelegerii tale. Îți dă încredere asta. Îți dau tovarășii această încredere. Și tu fii stăpân pe conștiința ta și fă așa cum crezi că omenește trebuie să procedezi în toate cele ce faci. Andrei Lupan manifesta un stil literar evident marcat de angajamentul social și ideologic. La fel, acesta a fost un luptător civic contra nedreptății, protejând numeroși scriitori aflați în situații dificile. Prin urmare, grația lui au fost publicate cărți ce ziceau îngropate în neanturile editurii, fiind considerate disidente. Ce icoane ești, Andrei Paul, ce de trec atât de fulgerător? Parcă mai ieri dansam la 60 de ani a matalei, m-ai invitat să dansez și eu m-am gândit, iau și bătrân și mă invit să dansez. N-am dansat prea mult, pentru că a doua zi, de dimineață, plecam la Maleevka, la o casă de creație, și mi-a părut rău, pentru că dansai bine. Matalea a fost acela care ne-a adunat de prin casele noastre năcăjite, sărăcite de război, ne-a scos din adolescența noastră anevoioasă, ne-a adunat la Uniunea Scriitorilor și ne-ai pus pe lucru. Andrei Lupan, de asemenea, merită un respect deosebit post-factum. Anume, geniul literar a obținut permisiunea de a inaugura la Chișinău o alee a clasicilor. Protagonistul s-a născut în satul Mihuleni, județul Orhei, în prezent raionul Șurdănești. În 1932, a debutat cu poezie biografie în periodicul bucureștean Adevărul literar și artistic. În anii 70-80 a fost decorat cu premiul de stat al RSSM și cu premiul de stat al URSS. Expoziția poate fi vizitată până la 4 martie.